Bună, eu sunt Carmina și îți urez bun venit la o nouă ediție Tourism Market Insider. Astăzi vorbim despre păstrătorii de rost ai României cu un invitat special. Răzvan Voiculescu este unul dintre oamenii care caută să scoată în evidență patrimoniul sociocultural al României prin meșteșugurile cu care încă se mai poate lăuda țara noastră. În ultimii 6 ani de zile a colindat țara în lung și în lat pentru proiectul ROST, un proiect în care a adunat oameni, povești și meșteșuguri în 3 albume de fotografie. Astăzi îl avem pe fotograful Răzvan Voiculescu alături de noi. Bună, Răzvan! Bine te-am găsit! Vorbim despre trilogia ROST. Povestește-ne puțin, te rog, de unde a venit ideea unui proiect atât de amplu și ce vrei tu să transmiți prin proiectul ROST? Da, nu e ușor. Nu e ușor, în primul rând, pentru că eu însumi nu am avut definit în capul meu ce înseamnă ROST pentru mine. În primul rând, pentru că e un cuvânt foarte amplu, e un cuvânt intraductibil, cumva, pentru punctul meu de vedere, ca și dor, să zic așa. Și în ultima măsură a fost o căutare pe care am făcut-o în primul rând pentru mine, și anume să-mi dau seama ce este acest rost românesc. Evident că m-am dus la sat, pentru că acolo e încă chintesența neamului nostru, că la oraș n-ai ce să vezi decât oameni stresați, adică noi. Și când am început să caut aceste persoane, eu i-am numit generic păstrător de rost, nu neapărat meșteri, pentru că nu toți sunt meșteri. Unii sunt pur și simplu, i-am ales să-i, și m-am bucurat să-i aleg în aceste albume, pentru că încă păstrează o rânduire a gândirilor conform statului în care ei s-au născut, acum 80, poate chiar 90 de ani. O rânduire a judecății și a stilului de viață, care încă ne duce foarte mult în spate. Prin ei, de fapt, în mod special, putem să simțim încă foarte puțin cam cum cu adevărat se trăia. Meșterii, pe unii pe ei mi-a plăcut foarte mult și care erau în acest spirit, am întâlnit și meșteri care erau foarte modernizați. Adică ei nu mai îmi transmiteau nimica din trecut. Iar eu tocmai asta am vrut să arăt. Să prind încă un filigran de emoție a satului de atunci, prin anumiți oameni. De aceea m-am ferit de cei care au făcut o mică afacere din meșteșugul lor, m-am ferit de cei care sunt prea prezenți cumva la toate târgurile și mai departe și am încercat să identific pe aia care stau destul de ascunși. Atât ce autentici! Aia care încă, pentru ei, o călătorie însemna să ducă la 3 state mai încolo. Deci era o chestie extraordinară la oraș, poate toată la 5-6 ani. Ei, oamenii ăia încă s-au conservat cumva. Încă mai trăiesc. Acum, da, acum că o rânduire a lor, în cugetul lor, este ca acum foarte mulți ani de zile. Aia sunt cei mai... și aia se duc. Deci, practic, asta înseamnă ROST. Să zic că asta ar fi una dintre filonul important pe care eu consider că merită să fi fugit după... să alerg după acest cuvânt ROST și să-l imortalizez în imaginile mele cu acești oameni. Proiectul, după cum spuneam, include 3 albume de fotografie. Primul, care s-a numit ROST, Esențe, Gusturi și Stări Românești, lansat în 2013, și Dor de ROST, lansat în 2015. Povestește-ne puțin despre cele 2 albume, cu ce se diferențiază fiecare. Nu pot să mă laud că se diferențează cu ceva, decât că Dor de ROST, care este albumul 2, este continuarea efectivă al primului. În sensul că după ce am încheiat ROST 1 sau Gusturi, Esențe și Stări Românești, cum s-a numit el, mi-am spus că încă mai există oameni pe care vreau să-i mai prind, încă pe care nu i-am găsit în timp util, sau am găsit prea târziu, să zic așa, și atunci am zis peste alți 2 ani mai fac încă un album cu continuarea lor, să fie ca un fel de dicționar, să zic așa, a acestor personaje. Și atunci eu spun așa că ROST 1 și ROST 2 este unul continuarea celuilalt. De-abia la ROST 3 am făcut o mică pârghie, să spun așa, și anume am îmbogățit albumul, dar tot e incorrect spus, nu l-am îmbogățit, am adăugat în el niște lucruri care pentru mine seamănă foarte mult cu acești oameni, și anume am identificat acele bisericuțe care sunt ignorate și părăsite, majoritatea dintre ele, dar superbe în continuare, plouă prin ele, sunt căzute și mai departe.
Sunt acele conaci extraordinare pe care mulți dintre noi le știm, dar poate n-am avut curiozitatea să mergem chiar înăuntru lor, că ori și periculos odată că te mai plâns cu cărcărări de în cap, pentru că ele sunt în stadiu de ruină, practic. Și în ultima măsură, să identific pe acei oameni de la sat, să zic așa, care prin propria lor muncă s-au hotărât să adune din sat obiecte frumoase țărănești. Deci nu obiecte făcute de artiști, ci obiecte autentice făcute de cei de acolo. Care au folosite în gospodăria țăranului român. Și care și alea săracele, pentru că ei nu au bani să le întrețină și alea se duc, adică le mănâncă mulile, cariile și mai departe. Și atunci acest album, ultimul, se prezește Rost 12 Hotare, are o serie întreagă de păstrători de rost, dar are și conace abandonate, au și bisericuțe, au și aceste obiecte faine pe care le-am fotografiat pur și simplu. Adică nu e niciun fel de șiretic fotografic ca să arate altfel. Le-am arătat în splendoarea lor pentru că ele sunt foarte simple. Mulțumesc frumos pentru detalierea aceasta a ultimului album, care știu că va avea lansarea pe 27 noiembrie. Spune-ne, te rog, cum va fi la lansare, la ce să se aștepte cei care vor fi în sală? Pentru că știu că acest Rost 12 Hotare este cel mai complet, album, va fi însoțit și de un filmuleț de making of și de o hartă care cuprinde toate locațiile păstrătorilor de rost din toate cele trei edițiile. Da. Completez și spun că cam la ultimile 9 albume eu am făcut cât un making of, dar pe care eu l-am numit generic un documentar liric. În sensul că el este ca o poezie care vrea să curgă, nu un making of, adică nu sunt eu filmat cum fac albumul, e utopic, nu văd cine vrea să vadă așa ceva. Ci practic am plecat cu o echipă de un operator și un regizor după mine, atunci când am găsit finanțe, că nu e chiar așa ușor, și acolo unde am considerat noi că merită să scoatem și aparatul de filmat, atunci am filmat pe păstrător sau poate numai natură moartă sau poate numai bisericuța sau mai știu ce am făcut noi acolo, pe care am făcut un montaj și la fiecare dintre aceste albume, în special acele două de rost, eu proiectez în seara respectivă, am proiectat și voi proiecta în seara respectivă acest making of, care are în jur de, e un fel de scurtmetraj, are în jur de 20-25 de minute și care omul poate să parcurgă sub forma unui film, să parcurgă pașii noștri, de fapt că noi suntem o echipă care am fost acolo. Nu peste tot, pentru că nu am putut să filmăm peste tot, da, era utopic, dar acolo, în locurile cele mai faine, am închegat acest filmuleț, iar la sfârșitul serii vom avea un invitat special numesc, bineînțeles, pe domnul Grigore Leșe, care evident că cred că e foarte în spiritul a unui proiect de genul acesta și care cu un scurt concert de vreo 30-40 de minute ne va bucura sfârșitul serii. Cum pot cei care ar dori să fie alături de tine la această lansare, cum pot participa? Știu că lansarea are loc pe 27 noiembrie la ora 19 la hotelul Marriott în București, da. Și mai știu că este participarea pe bază de invitație. Cum pot obține acea invitație? Păi sunt bineveniți să-mi scrie. Pe pagina de Facebook, din cât am văzut, aveți un eveniment. Da, pagina de Facebook a Rostului. Și evenimentul și a Rostului, cum își doresc. De fapt, oamenii mi-au și scris deja, o să intră și le-am și răspuns. Nu fac decât să rog să-mi trimit o adresă poștală, cea mai bună aia de la birou, care ajunge sigur. Eu le trimit și îi rog să aibă invitația la ei. E o invitație care are un timp sec pe ea și mai departe, pentru că mi s-a mai întâmplat să vină unii care au multiplicat-o la Excel, ceea ce recunosc că nu m-am văzut. Nu e un lucru corect. Da, nu e corect și nu numai atât, dar chiar vreau să zic așa, vreau să știu că există anumiți oameni, chiar dacă sala e mare, este o sală mare de 700 locuri, aș vrea să știu că sunt cei pe care i-am invitat eu și care, dacă poate nu-i cunosc personal pe toți, dar dacă tot i-am invitat, vreau să ei să aibă loc și să nu ia alții locurile. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru detalii și ne vedem la lansare. Da, mulțumesc eu încă o dată. Sărbuna. Și îți mulțumesc și ție că ne-ai urmărit și ne vedem data viitoare la o nouă ediție Tourism Market Insider.